Și continuăm cu o informație de ultim moment. Dosarul de extradare a lui Sebastian Ghiță este aproape complet. Ministerul Justiției a primit deja documentele din partea autorităților sârbe. Mai multe detalii se ne aduce chiar acum colega mea Gabriela Mihai. Bun găsit, Gabi, te ascultăm. Bun găsit! În aceste momente, Ministerul Justiției tocmai a anunțat că a primit toate documentele transmise de către instanțele emitente ale mandatelor de arestare preventivă în cazul lui Sebastian Ghiță. Toate aceste documente sunt analizate la nivelul direcției de specialitate. Ulterior, după ce se analizează întreaga corespondență, vor începe și documentele, redactarea documentelor pentru extrădare. Mulțumesc foarte Însă, mult, Gabriela, pentru aceste informații. Lucrurile se desfășoară conform procedurilor. Sebastian Ghiță la un pas de extradare. Punem punct aici informațiilor Orei. Ne revedem la 17.